M-am dus la Sfântul Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă. Ca să o felicit pentru onomastica unicului său fiu Ionel Popescu, l-am găsit îmbrăcat ca maior de roșori în uniformă de mare ținută. Și am adus băiețelului o minge foarte mare de cauciuc și foarte elastică. Atenția mea a făcut mare plăcere amicii mei și mai ales copilului. Sărbătoritul nostru are o mentalitate personală despre relațiile între cei mici și cei mari. Formalitățile de rigoare fiind terminate, am început să convorbim. Despre vreme, despre agricultură, domnul Popescu tatăl este mare agricultor. Despre criză, am observat doamnei Popescu că anul acesta nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri. Să-ți spun drept, cât era Ionel Michitel, mai mergea. Acum, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup eu de el. Trebuie să-i fac educația. Și nu știți, dumneavoastră, bărbații, cât timp ia unei femei educația unui copil. Mai ales că mama nase fără educație. Ha-ha! Uite, coliți, Ionel nu s-a stâmpără! Ionel? Ionel, vin la mama! Nu știi ce ștrengar se face și deștept... Uite, coliță, Ionel vrea să-mi răstoarne mașina! Astâmi fără de cădear! Ionel? Ionel, vin la mama! Stai, coliță, vă ori să-ți fii tu! Să prinde! Ionel! Stai! Nu ți-am spus să rute mai aproape de mașină când face cafea, că dacă te-a prins, moare mama. Vrei să moară mama? Dar pentru cine face cafea, madame Popescu? Pentru dumneata. Dar de ce vă mai supărați? De ce supărați? Tu. Ionel! Du-te dincolo, mamă, spargi urechile dumnealui. Nu e frumos când sunt musafiri. Și pe urmă, dumneata, ești roșior în cavalerie. Maior! Tocmai la cavalerie nu e tot. Și maiorul nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă numai gradele inferioare. Maiorul comandă și merge în fruntea soldaților cu sabia scoasă. De tutun. Vai de mine, la noi se fumează. Bărbatul meu fumează și dumnealui mi se pare că-i cam place. Și dumnealui? Da, dumnealui. Să-l vezi ce caragheze cu țigara în gură, să te prăpădești de râs, ca un om mare. Asta nu-i bine, domnule major, tutunul este o otravă. Dar tu de ce tragi? Ajunge, Ionel, destulă dulceață, mamă, iar te apucă stomacul. Unde te duci cu chestia, Ionel, mamă? Iacu! Ce spunea adineaori? Da, spuneam că... Nu mai să-i mult, din gerul așa de astfel. Da, așa se zice, după ce a trecut boboteaza. Dar nu știi din asta? N-ai idee ce rău îmi pare că nu e și bărbatul meu acasă.
scuipă-l să nu mi-l de ochi. Ionel, asta-mi părte mama, ai să spargi ceva. Vrei să mă superi? Vrei să moară mama? Ma! Ai văzut ce ai făcut? Nu ți-am spus să te astâmperi? Vezi? Ai supărat pe domnul. Altădată nu o să-ți mai aducă nicio jucărie. Nu e nimic, iese. Cafeaua nu pătează. Iese cu nițica pe caldă. Capărici. Băiatul, mami, dragoste, ce-are copilașul, mami? Vezi, domnule Maior, vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul nu e lucru bun? Altădată să nu fumezi. Am lăsat pe Madame Popescu liniștită cu scumpul ei Maior, afară de orice stare alarmantă. Unde să fie dulceața din chesea? M-am întrebat. Și avui o bănuială teribilă. Am înțeles de ce Maiorul ieșise în moment cu cheseaua în vestibul.